Bine v-am găsit! Vă invit la o activitate de lectură și discuții. Îl știți pe domnul Goie. Vă amintiți cum i-a zburat pălăria în timp ce călătorea cu trenul? Vă invit să vă alegeți o pălărie colorată pe care să o portați în timp ce citiți și analizați textul. Pentru această activitate aveți la dispoziție șase pălării diferit colorate. Ele sunt denumite pălăriile gânditoare. Fiecare dintre ele are un anumit rol și o anumită putere. Imaginați-vă că fiecare dintre voi poartă una dintre aceste pălării, dobândind astfel o putere cu ajutorul căreia va înțelege și va interpreta faptele dintr-un text. Iată ce poate face fiecare pălărie. Pălăria albă te ajută să desprinzi informații din textul citit. Care sunt personajele? Unde și când se desfășoară acțiunea? Pălăria roșie te ajută să spui ce simți și să vorbești despre sentimentele tale sau ale personajelor din textul citit. Pălăria neagră te invită să prezinți aspectele negative din text și pe cele cu care nu ești de acord. Pălăria galbenă te ajută să te concentrezi pe aspectele pozitive din text, să îți imaginezi ce lucruri bune s-ar fi putut întâmpla. Pălăria verde te provoacă să exprimi idei noi și să fii creativ. De pildă, poți să îți imaginezi un alt final. Pălăria albastră te ajută să clarifici anumite aspecte. De exemplu, să explici titlul textului sau să precizezi care este morala. Puteți confecționa astfel de pălării din carton sau puteți purta câte o șapcă sau o pălărie în culorile prezentate. Citiți și recitiți textul Domnul Goie de Ion Luca Caragiale, purtând aceste pălării colorate. Interpretați faptele din text în funcție de puterea fiecarei pălării. Cu siguranță nu vă veți pierde pălăria așa cum a pățit Goie. Iată o posibilitate de a analiza textul aplicând metoda pălăriilor gânditoare. Pălăria albă Personajele textului sunt Goe, Mamițica, Mamare, Tantimița, Conductorul și Tânărul. Goe nu se comportă civilizat și face o mulțime de năzbâtii în tren. Pălăria roșie. Eu sunt tristă și derutată când Goe se comportă necivilizat. Nu m-aș simți în siguranță dacă aș fi în tren cu el. Pălăria neagră. Nu sunt de acord cu faptul că Goe vorbește urât cu toată lumea. Pălăria galbenă. Dacă Goie s-ar fi comportat civilizat, ceilalți călători ar fi avut o zi liniștită. Pălăria verde. Având în vedere comportamentul lui Goie, un alt final ar putea fi cel în care doamnele i-ar interzice băiatului să mai viziteze orașul și s-ar întoarce acasă cu el. Pălăria albastră. Eu am învățat din acest text că e foarte important să ne comportăm civilizat în mijloacele de transport, astfel încât să nu îi deranjăm pe ceilalți călători și să nu ne punem viața în pericol. Lucrați în echipe de câte șase și purtați pălăriile gânditoare. Citiți un alt text și interpretați faptele în funcție de puterea pe care vă dă fiecare culoare. Pe data viitoare!